Apă de proastă calitate, lipsa sistemului de canalizare, dar și siguranța rutieră sunt câteva dintre problemele discutate în satul Elizaveta, unde a fost organizată ședința Colegiului Consultativ, relatează Nord News. Fântâne din sectoarele satului, studiat pe parcursul a 3 ani de zile. Deci, practic, fântâni cu calitate potabilă, cu apă de calitate potabilă, în satul Elizaveta nu există. Apa din fântânile din sat are un conținut sporit de nitrați. Reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Bălți îndeamnă localnicii să procure apă îmbuteliată, mai ales pentru instituțiile de învățământ. Noi recomandăm ca să-și procure careva filtre pentru tratarea apei. Însă problema este între aceea că toate, să spunem așa, unitățile de comerț care comercializează filtre de apă, deci nu dau o explicație clară ce fel de tipuri de filtre pot fi utilizate, fiindcă ele sunt foarte multe, cu multe destinații. Deci sunt filtre, este apă care necesită fi tratată numai din punct de vedere microbiologic. Altele ape conțin numai, bildă să-i spunem, anioniți, altele conțin numai cationiți. Șeful Inspectoratului de Poliție Bălți susține că iluminarea proastă a străzilor reprezintă un risc sporit de accidentare. Mi s-a promis că o să fie dotate, deci să găsească surse financiare pentru a dota trecerile este de pietonare cu risc sporit și cu iluminarea adăugătoare, nu doar a trecerii de pietonare. Directorul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, Bălți, a îndemnat agenții economici să fie mai activ pentru a beneficia de subsidii. Cu regret, de când legea este în vigoare de 5 ani, nu a fost prezentat niciun proiect de la agenții economici din satul Elizaveta. Despre ce vorbește acest articol 40? Agenții economici care creează locuri de muncă în satele, zicem, în satul dumneavoastră, Elizaveta, domnul primar cunoaște, și angajează șomeri care sunt înregistrați la subdiviziunea teritorială, beneficiază de o subvenție din partea statului de la 35% până la 65%, dar nu mai mult de 20 de salarii medii pe economie. Autoritățile recunosc că sunt multe probleme de soluționat care necesită investiții și timp. Cum s-a discutat deja la Consiliu, este problema apei care la moment este de 70-75% din locatarii satului sunt deja aprovizionați cu apă potabilă. Canalizarea, părere de rău, nu avem în sat. Avem nu doar în satul Elizaveta, avem o problemă colosală cu gunoiștile care în principiu nici nu este autorizat. Deci, și după cum am menționat și în cadrul discuțiilor, în cadrul colegiului, acum avem interdicție de a deschide noi gunoiești în contextul realizării strategiei de gestionare centralizată a deșeurilor. Respectiv, pe acest segment avem probleme destul de mari. Următoarea ședință a Colegiului Consultativ va avea loc în satul Sadovoie din componența municipiului Bălți.